O mare parte din țară a avut de suferit de pe urma vremii urâte. Mai multe județe au fost sub atenționare de cod portocaliu în ultimele 24 de ore. Ploile torențiale, însoțite de bucăți mari de gheață, au inundat peste 130 de gospodării. Șase drumuri naționale și județene au fost afectate de ploi, iar vântul a produs avarii rețelelor electrice. Mii de gospodării din toată țara, dintre care peste 2300 numai în județul Bacău, au fost lăsate fără curent electric. În județele Ialomița și Călăraș a fost chiar cod roșu, iar oamenii au fost atenționați că s-ar produce tornade asemenea celei de săptămâna trecută. O fotografie postată de Consiliul Județean Călăraș surprinde o astfel de formațiune, însă norocul a făcut ca tornada să nu întâlnească în cale gospodăriile oamenilor. În județul Vaslui s-au transmis mesaje de avertizare către populație prin sistemul RoAlert din cauza depășirii cotelor de inundații pe râurile Bârlad și Gârboveta. Și aici trei drumuri naționale și trei drumuri județene au fost afectate din cauza ape acumulate pe carosabil și a aluviunilor. Iar dacă în 8 județe ale țării a plouat puternic, în unele zone de munte a nins, astfel că a fost nevoie ca lucrătorii de la drumuri să intervină cu utilaje. Așa s-a întâmplat pe Transalpina, în județul Gorj, la Rânca. Vremea va continua să fie urâtă, iar Administrația Națională de Meteorologie estimează că, până în această seară, va ploua în 22 de județe.